ziua, bine v-am regăsit, stimați spectatori, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii votează. După cum bine știți, în data de 27 septembrie, fiecare dintre dumneavoastră, cei cu drept de vot, bineînțeles, vor avea posibilitatea de a pune ștampila pe cel sau cei care vă doriți să vă coordoneze pentru următorii 4 ani. Mă refer aici la primari, consilieri locali, consilieri județeni și, bineînțeles, președinte de Consiliu Județean. Astăzi vom discuta despre ce se va întâmpla pentru următorii 4 ani în orașul Simeria, ce proiecte are actual primar, dar și ce s-a întâmplat până acum și care este viziunea de fapt de dezvoltare a acestui oraș, inima județului Hunedoara, așa cum îi place invitatului meu de astăzi să spune. Așadar, îl introduc pe domnul Emil Ioan Râsteiu, primar în funcție al orașului Simeria și candidat din partea Pro-România pentru un nou mandat în fruntea orașului Simeria. Bună ziua, bine ați revenit la noi! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Sunt nevoit totuși să vă contrazic încă de la început. Vă rog! Am spus-o de fiecare dată, așa am și trăit cu chestiunea asta de când sunt primar de 20 de ani. Eu nu conduc orașul, n-am condus comuna, eu îi reprezint. Așa că eu aș vrea să-i rog pe hunedoreni, pe simerieni, să-și aleagă oamenii care se reprezinte, nu se conducă. Până la urmă, fiecare știe să se conducă singur și noi ne conducem singur, nu trebuie să ne conducă președinții de Consiliu Județean sau guvernul sau așa mai departe. Trebuie să ne reprezinte. Da, este foarte bine că a subliniat acest lucru, pentru că mai sunt așa unii reprezentanți ai anumitor comunități și în județul Hunedoara și la nivel național, bineînțeles, care au impresia aceasta că pot conduce și pot trage așa frâiele în orice direcție își doresc ei. Cred că oamenii s-au cam săturat, cum spunea și dumneavoastră, de astfel de moduri de a coordona o comunitate. Până la urmă își doresc schimbarea aceasta de 30 de ani. Unii au curaj să o facă, alții nu au curaj sau nu au voință, nici nu știu. Dumneavoastră, fiind în funcții de conducere, ați putea să ne dați un răspuns în acest sens? Acum îi înțeleg pe cei care au avut activitate consistentă pe vremea comuniștilor, că atunci, într-adevăr, Partidul Comunist conducea, președintele, mă rog, toți care erau pe linia politică conduceau cu adevărat, nu puteai să faci ceva fără, sau mare parte din lucruri trebuia făcute doar cu aprobarea și sub supravegherea partidului. Acum eu cred că mai ales pentru noi cei care sau pentru cei care n-aveau 18 ani la revoluție, ar trebui să facă schimbarea asta și să nu mai accepte. Eu observ că din ce în ce mai multe localități, mai ales în zona comunelor, primarii se comportă ca niște stăpâni ai localității. Nu este în regulă treaba asta, o să o combat de câte ori se poate și chiar dacă unii dintre ei sunt cunoștințe bune ale mele, chiar prieteni, dar tot timpul le spun, nu este în regulă, tu nu conduci localitatea, tu o reprezinți, tu trebuie să-i reprezinți pe oameni. Mă rog, probabil că zic de față cu mine, dar se comportă diferit, care este, chiar nu este în regulă. Până la urmă, una peste alta, îl alegi, adică îi dai votul primarului ca să te reprezinte, nu să te conducă. Credeți că oamenii aleg omul care urmează să-i conducă, să-i reprezinte în următorii 4 ani, sau se ghidează și după partidul din care ei fac parte? Uneori pot să aibă de câștigat candidații, alteori pot să aibă de pierdut în funcție de partidul din care ei fac parte. În general, la alegerile locale se merge totuși pe varianta prima și aleg omul. Aleg pe cine consideră că este mai potrivit pentru diferite funcții, chiar și până la urmă în zona consilierilor locali, oarecum se votează înspre oamenii care îi consideră ei că merită sau au o anumită relaționare care le-a convenit. Mai mult în zona urbană, partidul are influență plus sau minus, adică se votează pro sau contra unui partid și atunci asocierea persoanelor cu partidele respective pot să fie afectați sau ajutați. Dacă ne aducem aminte, în 2012 a fost cea mai relevantă situație.
în care, dacă erai candidat de la PDL, chiar le spunea lumea pe stradă, bine, bine, ești ok, dar de la PDL, sau nu contează până la urmă, dacă ești de la USL, te votăm. Știi? Deci atunci a fost cea mai consistent, a fost vizibil chiar și la locale. Mai probabil mult că atunci a fost un semnal de alarmă și pentru toți candidații din acea vreme. Voi, uite că putem, lucrurile se pot schimba așa într-o semnal secundă. Semnal de alarmă pe moment, că așa ni se întâmplă. După în care s-au relaxat lucrurile în campania electorală, ni se pare că trebuie să fim mai atenți, să analizăm lucrurile mai consistent, dar după aia, bine că a trecut, mergem mai departe, las, știm noi ce avem de făcut. Sau trec ăștia 4 ani, data viitoare vedem noi cum ne reorganizăm. Când v-ați dat seama de acest lucru? Pentru că și dumneavoastră totuși aveți o vechime în administrație, ați fost și primarul Comunei Băcia, asta spun că aveți experiență totuși în administrație, aveți câteva campanii electorale prin care ați trecut, aveți pielea tăbăcită, putem spune, pentru că fiecare campanie electorală are specificul ei. 2004-2008 a fost perioada, să zicem așa, de stabilitatea mea politică, din mai multe puncte de vedere. În sensul să pricep foarte bine cum ar trebui să se facă politică. Eu încă de atunci am avut anumite poziții un pic mai diferite față de colegii mei. Ați avut de câștigat sau de pierdut? Pentru că ați fost așa un fel de gică contra. Păi nu pot să spun neapărat că am avut de pierdut, pentru că nu am avut, n-au prea îndrăsnit niciodată chiar să mă contrez. Mă mai suntau ei prin anumite situații, dar chiar pe față să mă contreze, pentru că tot timpul mi-am asigurat un anumit grad de independență, indiferent pe ce linie politică am fost. Deci în perioada aia am început să înțeleg cum trebuie tratată o comunitate care să aibă viitor. De atunci, chiar 2007 a fost perioada în care m-a plecat mai mult spre învățământ, spre educație. De atunci am început să... Până atunci eram preocupat cu apă, cu canal, cu drumuri, nu știu, cu reparații, tot felul de chestiuni lucruri de genul ăsta. Lucruri până la urmă esențiale pentru, da, care țin și pentru dezvoltarea care comunității. Care țin strict de fișa postului care scrie acolo pe ce are de făcut un primar ca și ordonator de credite, dar mai mult ca să reprezinți o comunitate. Cetățenii îți dau până la urmă girul să și vii cu acțiuni de viitor, care țin de viitorul comunității. Și până atunci a fost pentru mine, 2007, cred că am făcut o analiză mai consistentă ce înseamnă o comună fără o școală. Atunci am luat niște măsuri, nu au fost foarte radicale, poate, sau... Da, dar nu au fost chiar așa ușor acceptate de comunitate, dar s-a dovedit că lucrurile au fost în regulă. Atunci rezultatele au contat. Da, înainte de a fi pe linie de guvernare, eu am unit școlile în așa fel încât să avem o școală stabilă și este și acum, văd că se fac și investiții. La școală înseamnă că se merită, nu știu cum stau cu copiii la Băcia, dar văd că se fac investiții, aia înseamnă că avem o școală generală consistentă și o comună fără școală generală și un oraș fără liceu, nu poți să ai pretenția să aibă un viitor strălucit. Așadar, din perioada asta de 14-15 ani de atunci am început să-mi dau seama cam ce înseamnă cu adevărat să fii primar. Aveam și eu la început... Ați intrat destul de tânăr în administrație. Da, la 28 de ani. Drept că am intrat fără să fi participant în politică sub niciun fel și asta m-a făcut să-mi creionez drumul și ideile și gândurile. Și asta v-a asigurat oarecum și această independență de care spuneați dumneavoastră mai devreme, indiferent din partidul din care ați făcut parte? Cred că da, pentru că n-am făcut niciodată lucruri pentru voturi, am făcut lucruri pentru ceea ce am considerat că este util să se facă. Și asta... Nu m-a dus în sfera aia de, vai de mine, ce să fac ca să obțin voturi. Niciodată n-am încurajat sistemul ăsta. Trebuie să facem o mișcare în așa fel încât să obținem 1000, 100, 10 voturi. Nu, nu. Până la urmă faci ceea ce trebuie pentru comunitate și abia atunci ai pretenția că ai făcut ceea ce sau că are viitor comunitatea și ai făcut ceea ce trebuie. Și pretenția ca oamenii să-ți fie alături nu doar o dată la 4 ani, ci în permanență, pentru că există, sau cel puțin ar trebui să existe așa o colaborare între din administrațiile locale și cetățeni. Aici am un minus consistent. N-am reușit să comunic foarte bine cu cetățenii. Probabil că a fost și o, cum să zic,
M-am pierdut în zona asta de activități, de proiecte, de investiții, de tot felul de lucrări consistente și n-am fost foarte atent la ceea ce a trebuit să transmit orașului. Bun, dar întâlniri cu oameni, mă gândesc că aveți zile în care primiți în audiență cetățenii acestui oraș. Feedback din oraș, nu știu, am tot timpul, încerc prin oamenii care sunt alături de mine să preiau tot felul de informații, am și eu întâlniri, vă recomand. Dar nu sunteți fizic prezent în mijlocul orașului, așa cum v-ați dorit. Chiar dacă în spațiul oficial de pe Facebook nu am prea multe comunicări, dar intru... Oamenii îmi pun întrebări pe Messenger, le răspund, mă străduiesc, chiar dacă nu atunci, seara, noaptea, a doua zi, le răspund, comunic cu ei, îmi vin tot felul de informații și tot felul de solicitări și atunci țin cont și urmăresc și comentariile la anumite situații. Chiar discutam cu soția mea zilele trecute de un care are foarte multe, are o imagine foarte... Are o activitate intensă probabil și în mediul acesta online. Da, de comunicare. Zicea, băi, uite, ăsta e un primar care oriunde ar putea fi ales. Păi am întrebat-o de ce, oare cum să văd și eu, cam cum o percepe un om care nu este implicat în politică. Soția mea nu este implicată sub nicio formă și ea este, pe cât posibil încerc să o țin cât mai departe. Și zice, păi uite, a făcut atâtea lucrări la școli. Eu știind că cam despre ce este vorba, zic, da, bun, ok, a făcut de 6-7 milioane, dar e vorba de vreo 10 sau 15 lucrări, efectiv. 6, nu știu, poate până... Dacă se împart, lucrările nu ar fi atât de mari, probabil, cum spuneți asta, dacă se împart acei bani în mai multe lucrări. Sunt, cred că peste 10 lucrări efectiv din acei bani, din până în 8 milioane. Nu aș vrea să spun numele. Lei, că până euro? De lei. Și, da, sunt foarte multe, imaginea publică, da, s-au făcut lucrări la școală extraordinară. Păi zic, da, stai un pic, Cristina, că eu am lucrări de 30 de milioane. Pe ale mele nu le vezi, sau cum? Da, păi zice, da, tu de ce nu spui? Păi, eu cred că văd oamenii. Păi zice, văd, dar uite, eu ca soția ta, eu nu știu ce valori. Păi și atunci am și făcut o socoteală, până la urmă, cam cum stau lucrurile. E vorba de peste 20.000 de lei per copil, incluzând copilul de la grădiniță de la 2-3 ani de când merge până la liceu. Sunt aproximativ 1.500 de copii care activează la școlile de la grădinițe și la școlile din Simerea și peste 30 de milioane de lei. Deci peste 20.000 de lei de persoană, investiții. Păi, stai că eu asta am făcut o apreciere, după aceea mi-am făcut niște calcule. Pe departe suntem numărul 1 în județul Hunedoara pe investițiile pe educație. Dar lumea nu știe. Bun, mai sunt și unii care spun că n-au făcut nimic în Simerea. Bine, aia e altă poveste. Dar este o investiție consistentă pe care n-au reușit, nici nu mi-am dat seama. Mi s-a părut așa că nu, oamenii văd că se lucrează și la școala aia și la liceu. De ce au costat aceste lucrări? Lucrări de modernizare, de dotare a acestor unități de învățământ? Că spuneți că oamenii poate nu văd exact ce s-a întâmplat sunt, acolo. În curs de reabilitare toate spațiile școlare din zona urbană a orașului Simerea. Absolut toate. Reabilitare, modernizare, dotări, extinderi, școală nouă, terenuri de sport noi făcute. Că s-a tot spus că n-am reușit să fac teren sintetic. Dar sunt deja acum două sunt deja făcute, vor intra probabil după ce ne organizăm un pic, vor intra în folosința publică, pentru că eu, de când a venit primar la Simerea, am spus, eu nu vreau să văd curtea școlii închisă. Că protecție, că protejăm. Deci tinerii vor putea să poată mingea și după orele de curs, dacă își doresc, după masa, seara, este normal. Weekend chiar. Sub o oarecare supraveghere, dar este normal. Curtea școlii, până la urmă, curtea școlii nu este o cazămată, este un spațiu unde trebuie să meargă cu drag. Că merg dimineața, mai trebuie să meargă și după masa, până la urmă părinții, văd, joacă un fotbal și un volei sau ce a fi. Sunt deja două, de fapt,
este teren de basket de la G1, terenul multifuncțional tot de la G1 și de la liceu. Este un teren mare dublu de 60 de metri pe 40, care este, se poate juca în două variante, una pe teren mediu, acel pentru copii până 14 ani, oficial pe Federația Română de Fotbal, dar sunt și două terenuri multifuncționale pe invers. Deci o să aibă posibilitatea numai să fie atât doritori câte terenuri de sport o să fie disponibile. Bun, acum mai aveți copii și din localitățile aparținătoare, care mă gândesc că unii dintre ei studiază la școlile din orașul Simeria. Mai sunt școli și în celelalte localități care aparțin de Simeria? Doar grădinițe, doar că aici pe localitățile aparținătoare deocamdată n-am reușit să facem pași importanți în a gestiona acele terenuri de sport. Că aproape fiecare localitate are un teren care poate fi aveți întrețin. În plan un astfel sau astfel de proiecte și pentru dezvoltarea acestor zone? Da, solicitarea cea mai consistentă vine de la Bârcea. Este și o solicitare mai veche din partea lor, cu ei probabil că o să începem următorul mandat. Pentru că nu, acum trebuie luate pe rând și odată și ca și necesitate, dar pe de altă parte și cei care își doresc foarte mult un lucru, ei iau în considerare. Nu că așa vor ei, înseamnă că într-adevăr îl vor au și folosi. Au nevoie și exact și îl vor folosi. Cam acolo s-a mers și pe susținerea diferitelor acțiuni, pe casele mortoare, unde a fost presiunea mai mare, unde oamenii au venit și ei cu sprijin, acolo am sprijinit prima dată. Până la urmă, una peste alta, trebuie păstrat un oarecare echilibru din punct de vedere al prioritizării, a priorităților. Bun, ați făcut investiții de 30 de milioane de lei, spuneați, în peste 30 de milioane de lei în unitățile de învățământ din orașul Simeria. Lucrări care cu siguranță vor crește și calitatea și nivelul de trai și al elevilor și al copiilor și al cadrelor didactice, să nu uităm, pentru că și ele sunt acolo și își petrec o bună parte din zi acolo. Sunt investiții importante, dar spuneați și mai devreme că acele rețele de apă, de canalizare, intră așa în fișa postului oricărui, sau ar trebui să fie în fișa postului oricărui primar. În ceea ce vă privește pe dumneavoastră, ați reușit să îndepliniți această fișă postului așa cum v-ați dorit și pentru Simeria și pentru localitățile aparținătoare? Acum este loc de mai bine și nu pot să spun că am făcut tot ceea ce a trebuit pentru Simeria. Una peste alta m-a străbduit fără să fac prea mult și aici prea mult inventar la și fără prea multe anunțuri publice, dar acum tot atacându-mă pe Facebook cu tot felul de prostii în perioada asta, am zis, băi, stai să mă uit un pic în urmă. Am făcut o dare de seamă sumară printr-un supliment de ziar înainte de campania electorală, dar am zis, băi, hai să văd totuși punctual. Referitor la localitățile aparținătoare, am numărat 14 străzi și străduțe care le-am făcut în mandatul ăsta. Am socotit în zona urbană, întâmplarea face că am numărat, acum să nu zică cineva că nu știu să număr numai până la 14, dar am numărat 14 și am constatat că de fapt sunt 15 străzi pe care le-au reabilitat, 9 dintre ele sunt străzi care erau, cum să zic, străzi de piatră, de pământ, da, care erau continuu cu praf. Asta din 2016 încoace. Per total, de când sunt la Simeria, nu mai știu exact, 17-18 km de străzi erau neasfaltate. Acum mai avem câteva pe care mi le-am promis în 2016 că le fac. Din păcate ne-am reușit,
și chiar și în fluturașul electoral, am recunoscut că alea mi le-am asumat în 2016 și nu le-am făcut. Da, am aici în față acest fluturaș electoral de care spuneți, spuneți dumneavoastră și, într-adevăr, la capitolul vom promova, este trecut aici localitățile aparținătoare, asumate în 2016 și nerealizate. Modernizare străzi în Simeria Veche, Prunț și zona Pavată, modernizare străzi în Bârcea Mare, modernizare stradă în Săulești. Deci, practic, acestea sunt... pe care mi le-am asumat în 2016. Spunem lucrurile pe care exact vi le-ați asumat în 2016 și nu ați reușit să le realizați. De ce nu ați reușit acest lucru? Ce anume v-a împiedicat? Acum, știm cu toții că durează uneori anumite proiecte de la scriere până a putea fi implementate. În acest mandat am mers pe varianta constatând la Săulești, am asfaltat mare parte din străzi și a rămas o stradă. În mandatul ăsta am venit pe următoarea variantă. Am zis, într-o localitate aparținătoare, dacă începem să facem o străduță, le facem toate. Că după aia amâni și nu mai apoți și tot apar tot alte priorități. Transformați un șantier o singură dată, nu-l faceți în fiecare lună. Și atunci am mers punctual pe uroi, toate, că au fost mai mare, că au fost mai mică, am zis le facem toate. Ați luat pe fiecare localitate în parte. La Cărpiniș. Am avut, într-adevăr, drumul principal era asfaltat, drumul comunal, străduțele laterale le-am făcut pe toate. Am zis, nu are rost să ne mai întoarcem, să mai lăsăm trei oameni nemulțumiți pe o stradă. Așa am făcut și la Sfânt Andrei și tot am amânat Săuleștiul că vom reveni. La Săulești, când le-am făcut, nu mai știu, 2012, 13, nu mai știu exact când le-am făcut pe alea, a rămas acea stradă, am zis că o să revenim ulterior. Și uite așa, s-o amânat. Din păcate, normal, bugetul local are doar, cum să zic, nu este nelimitat. Finanțările, am mers pe varianta de finanțări pe grupuri de străzi. Destul de greu poți să desparți din oraș, să duci și într-o altă localitate. Este tot felul de interpretări și atunci nu putea să... Bun, atâta timp cât toate lucrările sunt făcute legal, acum interpretările sunt... mai puțin importantă, poate. Interpretările finanțatorilor, pentru că atunci când apare o chestie ieșită din context, sunt tot felul de interpretări și întrebări care până la urmă pot să chiar să întârzie. Și așa sunt întârziate lucrările în continuu din cauza constructorilor, dar mă rog, constructorii tot timpul justifică că au oameni puțini, că nu au oameni, că le pleacă oamenii, mă rog. Da, iar acest an oricum a fost unul mai sensibil, ținând cont și de această pandemie de coronavirus. La un moment dat, lucrările nu doar în Simeria, ci și în alte localități au cam fost sistate pentru o anumită perioadă, evident. Da, acum revenind la acel fluturaș, eu mi-am trecut acolo ce mi-am asumat, dar am mai subliniat și n-am făcut. L-am mai subliniat un lucru pe care este chiar la finalul fluturașului. În 2014, 15, 16 se spunea că prin master plan, prin POIM, vor fi finanțate canalizările la localitățile aparținătoare. Promisiunile au fost că până în 2019-2020 se vor... Promisiuni din partea cui? Consiliul Județean, APA Prod, ADI, Agua Prest. Deci că până la urmă prin APA Produl este, să zicem, în subordinea directă a Consiliului Județean, prin majoritatea care o are, că toți suntem acționari, da, acolo cu niște fermituri. Consiliul Județean dirigează operatorul APA Prod și au asumat, s-au promis. Eu am fost totuși un pic precaut în 2016 că eu n-am promis că vom face noi. Am spus-o și atunci că în acea finanțare europeană, care este o finanțare consistentă, se vor face aceste lucrări. Din păcate, nu s-au ajuns încă la licitație de execuție. Da, am trecut-o și asta pe fluturaș. Până la urmă, mi-am dat mie cartonaș roșu, dar le-am dat și lor, în așa fel încât sper să nu mai repete cei care vor conduce Consiliul Județean din 2020 încolo, nu mai repete să se cupleze pe niște
priorități ale județului pe niște necesități. Și priorități reale care au și sursă de finanțare, au și cea mai mare șansă de a fi realizate, da, pentru că acum suntem obișnuiți, toată lumea promite verzi și uscate, dar trebuie să vedem și care sunt liniile de finanțare. Ok, aici. Foarte frumos proiectul, dar este realizabil? Da, putem să-l facem în 4 ani, putem să-l facem în 2 ani, în 8, în 100? Deci, a fost pe bugetul 2014-2020 sau 2021, da, 2014-2020, pe finanțarea europeană, alocarea s-a făcut din anii 2015-16. Nu se pune problema de bani, ci problema este de a se pune lucrurile la locul lor așa cum trebuie. S-a pierdut timp, că s-au încercat niște să se susțină niște localități care nu corespundeau ca și număr de locuitori. Un an de zile s-a pierdut, nu mai știu, 2017-2018, pe tot felul de încercări din astea. Deci, practic avem o întârziere de cel puțin 2-3 ani în ceea ce privește acest proiect. În mod normal trebuia să se lucreze, dacă nu să se finalizeze, măcar la sfârșitul 2019, începutul 2020, trebuia să se lucreze efectiv pe aceste lucrări. Eu acum sper că nu sunt nebuni să nu fie în stare să... Ei, nebuni nu sunt acum, nu folosesc și dumneavoastră termenii. Ba nu, că până la urmă acolo, asta aveți obligația să mă corectați, dar eu insist pe treaba asta, fiind o așa finanțare, nu pot să o caracterizez altfel decât că se încrâncenează niște povești, niște prostii, niște promisiuni că facem acolo sau acolo, pentru că dacă își aduc aminte și cei de la Consiliul Județean și de la APA Prod, că făceam naveta între Consiliul Județean și APA Prod și Primăria Simerea în 2017, la începutul anului, când era PNDL-ul și eu susțineam ceea ce nu intre pe POIM, se intre pe PNDL, nu vă mai încrâncenați că numai acolo sau acolo trebuie să fie banii, pentru că erau har domnului bani de stui pentru PNDL, har domnului bani de stui pe POIM. Doar că trebuia cineva să facă ceea ce trebuie și logic făcut, nu pe promisiuni sau pe... A lipsit acea viziune, probabil, de care toți vorbim de atât de mult timp. Și... Interferența politică a fost mult prea consistentă și de asta, dacă nu ne scăpăm, mie îmi pare rău, de APA Prod sunt oameni acolo, profesioniști, care știu ce au de făcut, dar din păcate îi o interferență politică atât de consistentă și măcar dacă ar fi de la niște profesioniști. Dar interferența este de la, din cei care habar n-au ce presiune are APA pe conducte. Ca să nu mai spun de panta la scurgerea la canalizare. Spuneți că au fost și unele lucrări făcute de mântuială? Nu. Da, își dau cu părerea cei care nu știu ce aia, o alimentare cu apă sau o canalizare. Bun, acum pe oamenii... Pentru asta, să se amestece în strategia și în discuțiile cu APA Prod și Agba Prest, la fel, și se pare că toate ADI-urile astea, APASER, pardon, și Agba Prest ca și ADI, ADI-urile nu sunt lăsate să-și facă treaba așa cum ar fi normal. Dacă noi politic ne amestecăm în partea lor tehnică, cu siguranță dăm greș, oricât de bine am fi intenționați, pentru că noi politic avem o anumită viziune, o anumită dorință care poate nu corespunde din punct de vedere tehnic. Și atunci, dacă noi ne amestecăm, dăm cu pumnul în masă, bă, te-am susținut de director, bă, tu faci ceea ce trebuie, sau ce spun eu, cu siguranță lucrurile nu merg bine. Nu mă refer la directorul la APA Prod, ci la directorii de ADI. Acum, până una alta, pe oameni îi interesează să aibă aceste servicii bune de, nu știu, pentru 2020, ca să spunem așa, pentru că nu mai vor nici să aibă toaleta în curte, nici nu mai vor nici să tragă apă din fântână, probabil, și asta este important. Acum vă revine în sarcină, așa, dumneavoastră și a celor pe care i-ați amintit mai devreme, să reușiți să creionați totuși un proiect sau mai multe proiecte care să fie
așa ca la carte pentru oameni. Dar astea trebuie să se lucreze, că ele sunt creonate. Deja să fie continuate atunci, da, așa cum fie puse în practică, efectiv, să se lucreze. Exact. Să se lucreze la ele. Acum, eu aud tot felul. Bun, sunt obișnuit cu acuze și cu rost și fără rost. Noi acum, în campanie electorală, mi se spune, n-ai făcut canalizarea la Simerea Veche. Păi, fraților, nu pot să o fac canalizarea la Simerea Veche atâta timp cât e prevăzută într-un program european. Nu este proiectul primăriei. Dar nu poți să mergi. Nu, că nu are nicio legătură. Primăria, noi până la urmă suntem membri în ADI, dar toată finanțarea este finanțare europeană. Avem și noi o contribuție, probabil. Și un cuvânt de spus în anumite situații. Da, la momentele de decizie. Dar ca să decizi ceva, trebuie să vină să ți se propună. Mai mult un angajat APAPROD, l-am auzit că o spus pe undeva în spațiu public că nu sunt viabile investițiile de canalizare pe localitățile aparținătoare. Păi este dacă, sau da, nu așa? Păi nu e așa, pentru că ele sunt pe listă acolo. Dacă până la urmă ești, ai și responsabilitate la ceea ce spui, chiar dacă candidezi pe o funcție. Dar ele sunt viabile, strecute. Sunt viabile, ceea ce înseamnă că acele localități aparținătoare vor avea aceste, vor beneficia de aceste rețele de apă și canalizare. Noi nu putem să depunem pe alt proiect, nici chiar pe PNDL, nici deci din bugetul local. Trebuie doar să așteptați ca acest proiect să fie implementat. Ca și drumul ăla magistral aia, nord-vest, est-vest sau cum se mai numește, care are o denumire atât de pompoasă și încă nu s-a început. E de prin 2014-15, de la Gioagiu acel la... Acel culoar, culoarul... Da, culoar, da. De la Gioagiu la Ilia. Așteptăm, nu știu cât o să așteptăm, până se trezește cineva să... sau până pierdem banii, care atunci ar fi mai rău. Există și acest risc, pentru există. Că... Există. Dacă noi depășim 2022, am înțeles efectiv cu lucrările, să pierd banii. Bun, că se intră pe banii din 2021-2027, asta iar e o prostie. Adică ai bani pe perioada asta financiară și nu îi faci, nu îi cheltuiești și în următorul... Și atunci ai dreptul la o anumită sumă, dar până la urmă parte se cheltuiește, se consumă din ceea ce n-ai făcut pe cel din perioada anterioară. Mă rog, e nevoie de o mai mare responsabilitate și nu trebuie să facă mare lucru, doar cine e politic să nu se mai amestece în treaba celor tehnici. Nu-i mare lucru, că până la urmă și bătei mai puține de cap. Și pierzi al mai puțin și vezi tu de treaba ta politică și fă strategii, promite, fă tu ce crezi tu până la urmă, din punct de vedere politic, dar nu mai intra în zona tehnică. Pentru că tot să cred că să pricep. Da? Bun, acum și politică, și administrația, și această zonă privată se cam întâlnesc totuși la un anumit punct și vrem, nu vrem, își cam dau mâna. Păi da, da. Trebuie să-și dea mâna, doar că fiecare cu rostul lui și cu ceea ce se pricepe să facă. Dacă toți îți deștepți și își dau cu părerea, nu înseamnă că ești pe o anumită funcție de primar, ești șeful directorului tehnic, te pricepi mai bine la drumuri sau la apă. Nu te pricepi, cu siguranță. Mai ales că dacă nu ai o structură tehnică în pregătire și în structură de pregătire aia de la vremea ei, de imediat după liceu, că dacă faci facultatea la 35 de ani, nu cred că ai dobândit nu știu ce cunoștințe, indiferent de care, că juridice sau tehnice sau nu știu de care. Acum, de... nu trebuie să supere, sunt foarte mulți în sistemul public care au făcut facultățile mai târziu, dar asta, trebuie să-i pună un pic, să-și pună un semn de întrebare. Bă, stai un pic, eu am dobândit cunoștințele alea care le-a dobândit copilul ăla care a terminat în clasa 12 și s-a dus la facultate. Nu le-am dobândit. Atunci am văzut lungul nasului și îmi dau cu părerea doar atâta cât mă pricep. Ceea ce ziceți dumneavoastră este adevărat. Asta ar trebui să se întâmple, însă lucrurile la cum le vedem în ultimii ani nu sunt chiar atât de aplicabile în ceea ce spuneți. Pentru că... Dar nici nu înseamnă că trebuie să abdicăm și să nu ne opunem. Corect. Păi, până la urmă, dacă tot stăcem și ascultăm și ne facem că nu vedem,
Da, măcar le mai spune, le mai spune o dată, de două ori, până la urmă mai vede și oamenii și mai votează chiar așa, duși de imaginea publică, mai se uită și în profunzime și încet, încet, că acum dacă ne uităm, totuși societatea a evoluat la modul pozitiv, din toate punctele de vedere. Nu, ni se pare că suntem ultimi în Europa, dar am evoluat și noi consistent față de ce am fost din punct de vedere al dezvoltării economice. S-au făcut pași importanți. Bun, acum un mare avantaj l-am avut și acela de a fi în Uniunea Europeană și de a beneficia de fonduri europene, fonduri guvernamentale, pentru că și de aici s-a mai lărgit așa puțin buzunarul și nu au mai fost doar firimituri date primăriilor. Acum doar cei care nu au vrut să facă, să scrie proiecte, nu au reușit să-și obțină finanțări, pentru că dintr-un buget local este aproape imposibil să dezvolți comunitatea la cel mai înalt nivel. Este, cred că, destul de greu. Și aici cred că puteți să confirmați sau să infirmați dumneavoastră după atâția ani de că era vorba administrație. De echilibrări de buget din alea mărunțișuri, cum ar fi acum, că mă rog, cum ar fi acum, primeai echilibrare de buget la nivelul echivalent de acum, la nivel de 10.000, 15.000 la comună, ziceai, pai de mine, pai ce ajutor mi-a dat Consiliul Județean. Acum, când e 100.000 sau 150.000, pai numai atâta echilibrare am. Deci, totuși, pe vremea aia ne chiuneam destul de mult. Cred că până prin 2005-2006 a fost foarte greu din punct de vedere administrativ pentru toată lumea și pentru marile municipii. Normal că după ce au apărut intrarea în Uniunea Europeană, s-a deschis un pic și posibilitatea asta de creditare, au început să aibă încredere primarii să mai facă și credite, lucrurile s-au mai relaxat, s-au preluat o parte din investiții prin finanțările europene, ca aia ce a fost cu fare înainte de 2007 au fost destul de subțire, dar după aceea lucrurile s-au mai relaxat. Eu așa se văd pe câțiva primari, mai ales din cei care, cum am spus, stăpânii comunelor, se văd cum se descurcau în perioada aia financiară. Că nu cred că ar mai fi așa de voinici. Noi pe vremea aia am dus-o un pic mai, a fost un pic mai complicat cu 2008 a venit așa o chestiune cu hotărâri de guvern. Electorale au fost atunci, că se dădeau tot felul de echilibrări de buget numai prin cum să zic, în funcție de partidul din care aparține. Da, sau... da, era clar. Și acum am văzut o chestiune că s-a făcut din fondul de rezervă pe echilibrare de buget. M-am uitat așa sumat pe listă. Chiar ne-am zis, măi, nu știu, probabil că dacă ești cu minte și nu reacționezi, te iau de fraier până la urmă, ca și primar și ca și localitate. Am văzut cea mai mică sumă, cred că are comuna bătrână, 100.000, și după aia urmează 250.000, un grup de comune, după aia 300.000, 500, 6, 7, 800, până pe la 1.000.000 și ceva. Și m-am descoperit pe listă, Simerea la 250.000, echilibrarea care se face acum. Am zis, păi ia uite, fii atent, Simerea chiar nu are necesități. Probabil că Simerea nu poate fi cumpărată. S-ar putea să fie asta un... După ce mă lămuresc cum stau lucrurile, o să o spun și public de unde provine chestiunea asta. Deci una peste alta, sunt buni, 250.000. Și eu nu m-am plâns. Nu m-am plâns nici când eram în PSD, că luam pe echilibrare de buget, că ziceau, bă, Emile, că să nu se supere Buhăescu sau nu știu care, hai, că nu trebuie să iei tu foarte mulți bani, cu toate că eram acolo, până la urmă, o persoană care era foarte activ politic. Da, lasă să fie bine. Când era în 2012-2016, era președinte Mircea Moloț, era Simerea, care era echivalent cu Călanu sau Hațegu, lua maxim jumătate din sumele de echilibrare pe care le luau cele două orașe.
Că am trecut așa prin toate aceste faze, să zicem, și când în fruntea Consiliului Județean a fost un anumit partid, ulterior au fost două partide, s-au mai schimbat, exact. V-ați cam obișnuit așa, oarecum, ăsta îmi dă, ăsta nu-mi dă. Cum să zic? Probabil că... V-ați simțit nedreptățit, poate, din acest punct de vedere? Indiferent ce se închipuie, pe mine nu mă îngenunchează nimeni, nici cu plus, nici cu minus, nici nu mă poate cumpăra, nici nu mă șantajează că dă numai câțiva bani. O să găsesc soluții, să gestionez tot la fel de bine lucrurile, că până la urmă am un inventar al ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, neavând, în afară de perioada aia în care s-a promovat PNDL-ul, dar nici aici eu mi-am depus proiectele corecte, inclusiv Dragnea, că era diriguitorul tuturor lucrurilor pe țara asta, i-a zis la președintele Nistor, zice, la un moment dat, că Nistor îmi spunea că uite, șmecherul ăsta câți bani a luat pe PNDL. Și Dragnea a spus, lasă-l, Laurențiu, că probabil că știu să depune documentele care trebuie. Că, bineînțeles, mi-am făcut niște priorități un pic invers față de, să vă dau un exemplu, eu știam că școlile oricum se finanțează, că erau prea puține lucrări pe școli solicitate de la nivel de guvern. Atunci ați atacat acel domeniu, pentru că mergeați la sigur, practic. Da, erau sigur că se finanțează. Și asta am spus-o și când am avut mai multe întâlniri cu inspectoratul școlar, cu prefectul, cu președintele Consiliului Județean, cu președintele de partid. La vremea aceea ziceam, mă, pe școli se vor finanța oricât bani se cer, pentru că cu siguranță era în programul guvernului 4500 de lucrări. Păi, era vorba de cel puțin doar 10 lucrări pe 100 de lucrări pe județ. Luat 4500 împărțit la 40, da, nu? 4, da, 100 de lucrări pe județ. Deci erau bani suficienți. Și atunci când mi s-a cerut care sunt prioritățile, eu le-am lăsat că știam că oricum se finanțează. Și am venit cu ceea ce pentru guvern era invers. Adică drumurile intrau mai la urmă ca și prioritate. Primele erau școlile, apă, canal, după aia drumuri, după aia trotuare, după aia iluminat public, după aia podețe și așa mai departe. Și eu atunci le-am luat un pic invers. Școlile oricum se finanțează, nu le-am trecut ca și o prioritate. Apa și reabilitările de apă și ele intrau prin priorități și am pus ca prima prioritate drumurile, că oarecum să spun, mă, dați-mi bani pentru drumuri, calea... Celelalte oricum vor veni de la sine și le voi putea așa, realiza. Așa au primit finanțări comunele Râul de Mor, Șoimuș și Pui, finanțări consistente de 10 de milioane. Tocmai pentru că era o prioritate a guvernului, nu a fost nicio interferență politică. După aia și-au mai asumat unii și au zis, bă, ce am rezolvat. Nu era rezolvat nimic, așa spunea de la guvern. Apa și canal sunt primele lucruri care se finanțează. Dacă eu știam că pe Poim nu se realizează lucrurile astea pe localitățile aparținătoare, puneam pe... Accesați un proiect... Bun, crea o dificultate pe PNDL, crea o dificultate că trebuia după aia să se facă demersul să mă scoată din lista pe Poim, care deja se făcuseră pași în sensul ăsta. Puteau apărea dificultăți, da? Mă rog, asta a fost. Deci una peste alta, împărțirea asta a banilor strict pe interese sau pe linie politică duce numai la o încrâncenare până la urmă, nu numai a zonei politice, ci a populației, efectiv. Când văd oamenii, pentru că se creează aceste. De aceea, noi venim și cu. Lucruri care nu sunt chiar confortabile. Venim și cu oameni. Sloganul pe Consiliul Județean, am zis să dăm pune doar a copiilor noștri. Mă bucur că Dacian, el a venit cu Dacian Ciodaru, care e candidatul nostru pentru președintele Consiliului Județean. El pur și simplu l-a inventat acest slogan. Tot discutam cum să cu ce slogan să mergem. Cu un slogan puternic, nu? Eu și am susținut, trebuie să fie cu ceva cu care simțim că ne dorim.
Și m-a sunat într-o dupămasă și m-a întrebat, uite, eu sunt cu fiul meu și mă gândesc la Hunedoara copiilor noștri. Zic, bravo, tu... Ăsta e. Da, pun să, acolo a apărut, le dăm Hunedoara copiilor noștri. Asta, că de 20 de ani, sunt două partide care conduc în, și împreună și separat, conduc, din păcate, conduc. Nu reprezintă județul Hunedoara. Și nu s-au întâmplat lucruri majore. Nu, că dacă se întâmplau lucruri majore, nu se, ori pe o linie, ori pe cealaltă, acum nu, nu se puneam în discuție cine să fie, cine va fi președinte de Consiliul Județean. Dacă... Deci aveți o echipă, pentru că mai avem aproximativ 5 minute în această emisiune, aveți o echipă bine pregătită, să zicem așa, și pe domenii de activitate, și la Consiliul Local, și pentru Consiliul Județean. Consilierii locali pe Simerea sunt pe listă de, în funcție de cum și-au dobândit o susținere a populației. Lucrul ăsta nu a mai spus, pot să-l și repet. Pentru că i-ați pus la treabă. Da, până la urmă am zis, mă, eu nu pun pe listă oamenii o anumită ordine, ci pur și simplu dacă vă găsiți o susținere a populației mai mare, veți fi în față, dacă va fi mai mică, veți fi în spate. Una peste alta. Oamenii vor decide și înainte de alegeri, practic, au decis oarecum. A fost încă de la începutul anului, perioada ianuarie-februarie, când nu a apăruse pandemia, ei au fost prin oraș și au cerut acordul de a candida până la urmă, că acolo nu neapărat că votează, că îi votează pe... Dar sunteți de acord să fiți pe listă de consilieri? Dacă da, semnezi. O da și numărul de telefon, îți spune 3.000 și ceva de oameni care au semnat pentru consilierii de pe listă. Pentru lista Pro-România. Da, și atunci, în ordinea aceea, ei s-au pus singuri pe listă. La fel, la Consiliul Județean, am încercat să facem lucrul ăsta, nu ne-a reușit până la capăt, pentru că apărând perioada pandemiei, nu s-a putut extinde chiar atât de mult, în așa fel încât să facem ordinea strictă din punctul ăsta de vedere, dar noi avem consilieri pe listă din fiecare zonă. Am luat care per colegiile electorale, cele care erau la parlamentare pe unii nominal, pe fiecare colegiu este câte un reprezentant și candidatul de președinte de Consiliul Județean este Dacian Ciodaru, care, cum să zic, chiar la început îmi făceam un pic griji dacă va putea sau nu să facă față unei astfel de candidaturi. Și acum, cum să zic, dacă atunci aveam poate și dubii că va fi bunul ca și președinte de Consiliul Județean, acum m-am convins prin ceea ce susține cu adevărat. El a fost în toate localitățile din județul Hunedoara. Abia după aceea a început să vină cu idei de ce ar trebui să facă în județ. În urma discuțiilor pe care le-a avut cu hunedorenii, cum spuneți, și mergând în tot județul, a luat așa din fiecare zonă care sunt principalele probleme pe care oamenii unele spuse de oameni, altele le-a perceput în mod direct. Vă dați seama că n-a apucat să se ducă să vorbească cu toți oamenii din nu știu care localitate, doar că a ajuns acolo, s-a uitat, a văzut, i-a mai întrebat pe unul altul, s-a oprit la o poveste sau chiar dacă nu a avut pe nimeni, că a mai ajuns și seara și noaptea și dimineața, nu era nimeni pe stradă, dar totuși a făcut o idee și abia după aceea a început să vină să spună până la urmă ce ar trebui făcut pentru județul acesta. Eu, să zic așa, îl consiliez cât pot pe știința mea, dar aici lucrurile sunt provin de la el, de la oamenii care deja se adună în jurul lui, oameni care au prins încredere, care sunt dispuși să intre în zona administrativă sau să sprijine zona administrativă fără să fie implicați politic. Asta m-a bucurat și mai mult, pentru că chiar l-am văzut că și pune problema așa. Nu expunem pe oamenii valoroși să se înscrie în partid. Nu, domnule, dacă este bun pe zona economică, trebuie să acceadă, să consilieze, să ajungă pe acea zonă și să nu depindă de cine e președinte Consiliul Județean. O idee foarte bună. Mă bucur că așa de la el și de la echipa lui au rezultat aceste idei. Asta îmi dă încredere că dacă ajunge președinte de Consiliul Județean, este greu să ajungi de la un partid mic. Dacă ajunge
Președintele de Consiliul Județean va face ceea ce trebuie pentru județul Hunedoara. În două minute o să vă rog, pentru că ați vorbit despre candidatul Pro-România pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, despre domnul Dacian Ciodaru. O să vă rog și pe dumneavoastră în ultimele aceste două minute să spuneți hunedorenilor, simerienilor mai exact, ce vă doriți pentru 2020-2024, în cazul în care veți fi în top pentru ei și vă vor vota. Cum va arăta Simeria poate în următorii 4 ani și să le transmiteți un mesaj acestora? Este foarte important cei care ne văd acum să înțeleagă ceea ce am scris pe acel fluturaj de campanie electorală. Sunt lucruri pe care le-am analizat dacă se pot sau nu face. Sunt unele lucruri noi la care nu s-a gândit nimeni, care propunem acum, facem o încercare să sperăm că ne va reuși. Avem în zonele aglomerate de blocuri, vrem să schimbăm un pic lucrurile, trebuie să intervenim până la urmă chiar de a cumpăra niște spații private, să facem niște zone de parcare, niște parcuri în interiorul careurilor de blocuri, crescând foarte mult numărul de mașini, fiind o agitație atât de mare în oraș, este nevoie de intervenția noastră. Ceea ce am scris în fluturașul electoral sunt toate lucruri pe care unele din ele sunt în continuare, cum ar fi lucrările de apă, drumuri, canal și așa mai departe, giratoriu de la intrarea în oraș. Am văzut că se bucură foarte multă lume de... Se va realiza în următorul mandat, în cazul în care deja veți fi reales. Se va începe demolarea. Noi acolo, ca să putem face detalierea proiectului, trebuie să facem prima demolare și abia după aceea putem intra efectiv. E acolo o chestiune tehnică până la urmă. Clădirea din stânga va trebui prima demolată, în așa fel încât să putem să facem parcelarea aceea necesară și să dăm drumul la lucrare. Se va face, eu zic că se va începe chiar din această toamnă, se vor începe lucrările. Între atelierului și Avram Iancu, la acel ansamblu de blocuri unde au oamenii o problemă, vom face niște achiziții ca să transformăm acele construcții nu prea frumoase, ca să nu zic altfel, într-un parc și câteva locuri de parcare. Dar sunt toate specificate în pliantul electoral. Pliante care au ajuns la toți simerienii, da, pentru că acum nu mai avem timp, din păcate, să mai dezvoltăm lucrurile pe care le-ați trecut în acest pliant, dar dacă oamenii au primit acest pliant al dumneavoastră cu proiectele pe care le aveți pentru următorul mandat, este bine. Vă dorim mult succes în 27 septembrie și după această dată, pentru că există viață și după alegerile locale, cu siguranță. De asta trebuie să ținem cont toți. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o după masă frumoasă. Numai bine!